Preoții din protopopiatul Hotarele, județul Giurgiu, au participat astăzi la conferința pastoral misionară de toamnă. Lucrările s-au desfășurat la Mănăstirea Comana și au fost prezidate de preasfințitul Părinte Episcop Ambrozie. Tot aici a avut loc și vernisajul unei expoziții cu documente și fotografii de la începutul secolului 20. La Mănăstirea Comana din județul Giurgiu au avut loc astăzi lucrările conferinței pastoral misionare semestriale de toamnă a preoților din protopopiatul Hotarele. Lucrările au fost prezidate de preasfințitul părinte Ambrozie, episcopul Giurgiului. După conferință, la Centrul Pastoral Cultural Radu Șerban al Mănăstirii Comana a fost vernisată o expoziție cu documente și fotografii vechi. În cadrul conferinței au fost prezentate referate care au abordat tematica legată de anul 2019, anul omagial al satului românesc al preoților, învățătorilor și primarilor gospodar și anul comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu și Justin Moisescu. Totodată, în cadrul conferinței preoții au avut prilejul să participe la vernisarea unei expoziții cu fotografii de epocă și documente de arhivă care prezintă chipuri de preoți și activitatea acestora desfășurată în cuprinsul parohiilor din mediul rural, din cuprinsul județului Giurgiu. Astăzi au fost aduse în discuție și probleme curente în activitatea pastoral-misionară și administrativă cu care se confruntă parohiile din cuprinsul episcopiei Giurgiului.